What's up, guys? Astăzi eu vom face adevăr și provocare cu plăcerea voastră. Cum vremea nu a ținut cu noi, o să facem înăuntru. Dacă o să mai vreți videoclipuri, o să facem și afară. Așa că, decât să vă mai țin degeaba, să trecem la treabă. Guys, cum am vorbit și pe Instagram, azi facem adevăr și provocare alături de verișoara mea, Aida. O să vă las Instagram și... O să vă las, de fapt, Instagram-ul ei și Facebook-ul ei în descriere. Cam asta e tot. Eu zic să trecem la treabă, să nu mai aburim atâta, că o să devină plictisitor. Să începem. Deci, avem aici listuca noastră, din partea voastră. Și vom începe așa, o provocare, un adevăr și tot așa. Prima provocare. Umpleți gura cu snacks-uri și încearcă să fredonezi o melodie. Deci avem Loto. Clasicul nostru Loto din copilărie. Așa sunt clasici. Ăștia cu pizza sunt mai hardware, așa. Bun. Noi acum va trebui să ne umplem gura cu snacks-uri și să fredonăm o melodie pusă de una dintre noi. Poftim? Da. Adică eu spun o melodie și tu trebuie să o fredonezi în timp ce... Dacă o cunosc. O știi melodia, cred-o. Care vrei să încep? Facem pentru hârtie farfecă? Da. Hai. 1, 2, 3 și... Încep. Trebuie să bag în gură? Da. Pentru că trebuie să bag în gură. Hai. Bagă mai mult. Black dress on. Mor. Acum e rândul meu, așa e? Mhm. Oh god. Dacă m-am gândit la piesă. Da, te gândești în tot timp. A, e femeie rău. Vagă, vagă. Mamă. I never go back. Nu mă fug cu mă. Nu am bun. Bun. Ok, deci am făcut provocarea a minele. Cred că te-ați prindă pe fulet la gură. Ok. Acum hai să ducem la un adevăr. E adevărat că te droghezi? Nu. La tine? Pasă. Deci e clar treaba. Oricum, sincer, fiecare are o viață, fiecare face ce vrea și așa mai departe. Nu-s cu hate, nu-s cu... Nu-s nici pro, nici contra, sunt la mijloc, la modul ăla. Adică fiecare face ce vrea cu viața lui. Că e bine totuși să încerci, să știi... Care cum ce, despre ce e vorba și după să nu ai niciun viciu sau, nu știu, mi se pare mult. Da, sau dacă faci ceva, să faci cu cap. Da, și să fie mereu cineva cu tine. Da, să ai un expert pe lângă tine. Expert, nu expert, unul care a încercat deja și care dacă ți se face rău sau ceva, să ai știe ce să facă. Exact. Nu, update mi-a făcut tatuaj. Bun. Și eu. Așa, continuăm. Bun, hai să trecem la a doua provocare. Numărul 2. Pune un alt jucător să aleagă ceva din bucătărie și să mănânci fără să-ți folosești mâinile. Ok, revenim. Pentru mine, vară-mea mi-a ales un cartof care îl voi mânca fără mâini. E frumos, curat. De mice? Am mâinile la spate, da? Le-am legate. Crud!
Aici, aici? Nu vă vom. Nu pot să mănânc așa ceva. Mie, Andreea, mi-a ales parmezan. Măcar am ales ceva comestibil. Bun. Hai, mâinile la spate. Fără mâini. Nu e bun. Nu, măcar e bun. Uh-huh. Hai și bucata asta altă, mai e bucată. E un jupă aia. Eu cam nu puteam să mănânc chestia aia. Na, a popat parmezanul. Parfuria este goală. Ok, am revenit de la mâncatul fără mâini. Și acum o să punem al doilea adevăr. E adevărat că nu bei apă. Bă! Ocazional mai beau când mi-e lene să mă duc la magazin. Eu beau. Sau când sunt la locul de muncă, câteodată mai beau apă. Nu. Mă, Pepsi bagi. Da, și apă câteodată. Uh-huh. N-ai fost la meză. Dar cum mai ai suc, sau? Păi asta zic. Ok, trecem la următoarea provocare. A treia, pară cu muștar. Yo! Deci asta cred că e hardcore. Eu rămân la pufuleți. Okay. Între timp pregătim para cu muștarul și ne vedem după. Deci am revenit cu para noastră cu muștar. Facem reclamă la Univer. Univer. Da. Așa. Bun, asta e muștar cu hrean. Yeah. Ok. 2, 3 și... Dă-mi rău! Mai bine mănâncă tatăl o ghira. De că eu sunt adepta a mânca prostii. Nu mai am nimic. Chiar atât de scârbos să pără. Eu l-am mâncat. Ok. Al treilea adevăr. E adevărat că te uiți la desene animate? Da. 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 Viața mea. Da. Cine nu se uită la 19, desene? 19, 20, aproape 21. De ani. Da, tu. Și degeaba. Tot desene, nu există. Bine, seriale pe Netflix, una altă, dar... Tot desenele sunt bază. Exact. Ok. A patra provocare. Beațuică cu Pepsi Twist. Mai bine cola. Sau cola. Pepsi Twist. Ok, ne vedem data viitoare când, adică ne vedem după ce aduc țuica. Avem apa sfințită. Ho! Era doar de mirosul ăsta. Așa ai. Eram mică și beam mișinată. Așa nu punem mult, că nu știu cum e combinația. E aceeași? Mai pune aici. Bă! Paștele, mă zici că tu bei din ăla? Bun, hai să punem Pepsi acum. Dar nu avem Pepsi Twist. Păi de-aia ne-am pus mult. Știi că asta trebuie să-l dăm pe gât, nu? E apă sfânțită cu Pepsi Twist, adică apă sfânțită fiind țuică, de casă. Nu, asta trebuie să-l dăm pe gât, da? Te vrei că te-ai sentimental? Nu, am luat respirația, așa. Bun, cheers! Oh.
Da, și lacrimile. Asta e apăsmânță ta de făratul. Cea la bunica acasă. Aoleu. Are un gust așa ciudat cu Pepsi. Zici că are gust de ciorapi. Jur. Oh, Doamne. Ok, am făcut-o și pe asta. Doar nebunii bea apă sfânțită, adică țuică cu Pepsi și twist. Vai, dar mi se face greață. Bun, trecem mai, mergem mai departe. Dacă am mers până aici. Bun, deci acum vine a patra, al patrulea adevăr. E adevărat că crezi în fantome sau chestii paranormale? În chestii paranormale cred, dar în fantome nu. Bă, fantome nu, că nu există fantome. Adică cel puțin, da, științific vorbind, nimeni n-a fost în viață. Nu e adevărat că nimeni n-a fost, da. Nu există. Da, nu, nu. Chestii nu, paranormale, nu da, se întâmplă, este peste tot. E totul sfânt, cum s-ar spune, și așa mai departe. Adică nu degeaba sunt cărți făcute și așa mai departe și investigații peste investigații și așa, de-aia sunt cărți despre chestii paranormale și așa. Da, chiar, dacă ai putea să te transformi în ceva, ce animal, ce asta te-ai transformat? În ce animal mă știu? Vampir, vrăjitoare, colac, da, astea care le vezi acum în filme. Bă, nu știu, cred că m-aș... Cum e în filmul ăsta? În, da, serialul Grimm, îl recomand, e pe Netflix. E foarte, foarte fain! Deci e super, super fain. Dacă aș fi vulpe, pentru că vulpile au o cunoștință foarte mare, mai ales în serialul acesta, pe bază de condimente, porțiuni vindecătoare. Și cred că vulpe aș fi. Bă, eu sunt cel vrăjitoare. E un vrăjitoare. De unde se fac alea? Ok, guys. Asta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, un share și un subscribe. Hai să facem 200 de like-uri la acest videoclip și să ne adunăm cât mai mulți. Nu uitați că o să vă lăsăm Instagramul nostru, al meu și al verișoarei mele. Hai pe Instagram să facem 10k și să mergem bice tot mai departe. Dacă vă place munca mea și chiar sunteți aproape de mine, aștept în comentarii dacă mai aveți episoade de genul să mai facem adevăr sau provocare 2 sau poate chiar 3, 4 și așa mai departe. Dacă va exista... Poate să le facem și afară, nu mă încază. Asta vreau să spun acum. Plouă. Din cauza vremii astăzi n-am putut să facem afară, dar poate în următorul episod, dacă voi o să mai vreți și o să găsesc cu comentarii că mai vreți să facem chestia asta, următorul episod o să facem pe naiba ca să facem afară. Așa că ce pot să vă zic decât că vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Bye! Bye!